în conformitate cu dispoziția articolului 39, aliniatul 1 din legea 215/2001 republicată, completată și modificată, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 499 din 11 august 2016 a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 14, absentând motivat domnul Butucaru, viceprimar, care este plecat cu o comisie, cu un proiect, cu... Cu drumul. Fiind prezenți toți consilierii, majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Despre procesul global, ședința din anterior nu s-a, decât două. Deci puteți să începeți și le aprobăm pe cele care sunt. Deci au fost amânate două procese verbale, aveți fiecare în... Dacă aveți obiecțiuni, că nu se aprobă procesele verbale înaintea. Aprobarea modificării și cumpărării statul 21 și aia cu... Da. Cele două procese verbale. Nu a fost Xerox și de asta au fost înaintate acum și le-am mai luat odată. Deci asta e. Începem ședința, dar înainte de a intra în ordinea de zi, am rugămintea noastră, pentru că sunt 17 puncte la ordinea de zi și cu punctul diverse 18, aș vrea ca în cuvântul dumneavoastră să fiți conciși, să spuneți exact ce este de spus, să nu reveniți asupra aceleiași probleme și să respectăm înscrierea la cuvânt, să nu ne băgăm în fața altora sau peste alții, să buruiem sau știu eu ce se mai pot întâmpla, ce se mai poate întâmpla. Vă mulțumesc că o să respectați propunerea mea. Și mai avem o persoană din afara Consiliului care... Nu dăm cuvântul la început. Dacă vreți să rămâneți în continuare, nicio problemă. Dacă aveți alte urgențe, iarăși. Da, vă dăm cuvântul la început. Mulțumesc, Mariana. Am venit 30 de ani în Bucna. După 30 de ani m-am expers în noi toți. Spre uimirea mea că nu sunteți toți noi toți dumneavoastră? Că suntem încă noi toți. Și care-i scopul nostru? Să spun că se împunde în comună. Asta și pașe. Țin să spun că după 30 de ani m-am întors și 7 mandate m-am plecat acum 30 de ani, așa este. Poate dumneavoastră care locuiți ani vă dați seama, dar după 30 de ani m-au împiedicat de chitii și ieri. Care e interesul nostru? Aveți copii dumneavoastră? Doamna Grisă, domnul, știți ce sunt întâmplă? Prioritatea și copiii. 5 minute, mi-a plăcut voi 5 minute? Da. 3 luni de zile copiii au venit în vacanță, domnul, nu știu cum. Dacă tot vreți să vorbiți, cum să vă prezentați? Ca să știu cine... Nu numesc boacă, eu n-am sunt de la al treilea mandat. Mi se pare foarte, sunteți foarte delicat, de când ați intrat. Haideți să vorbim frumos. Vă respect. Și eu vă respect dumneavoastră, dar nu ne interog acum. Nu vă interoghez, vreau să spun că copiii au vacanță de așa și nu sunt programe pentru copii. Vreau să spun că sunt foarte multe lucruri, domnul, care se poate face muncă voluntară, nu neapărat pe bani. Coșuri de gunoi lipsesc în comună Oituz. Au fost. În care au fost? Au fost, doamne. Eu vii și vă fac primul coș în fața primăriei și vă arăt că nimeni nu-l strică. Știți ce se poate face? Cu pietre din râu și cu ciment montate foarte bine, care nimeni nu poate să-l spargă. Sunteți de acord cu mine? Poate să vină cu ciocanul să-l spargă și să-l nu greu. Dacă au spart stațiile de autobuz, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar haideți să ne gândim la niște materiale, că eu sunt de acord cu toată lumea să fie educată. Eu am venit aici să vă spun, copiii din comună Oituz nu are niciun proiect. Toți luptăm pentru străzi, toți luptăm pentru case, toți luptăm pentru pământ. Iar copiii din Târgu Ocna stau dumneata pe bănci, avem un cămin cultural care stă degeaba,
Nu orice face. Eu deja în Fierăstru am început un proiect, strada Aleșului, deja am început să o curățim, să punem indicatoare, să facem foarte frumos. Și după o săptămână vreau să vă invit să vedeți că se pot face lucruri în comuna Uitus, muncă voluntară. Avem atât de tineri disponibili să facă așa ceva. Haideți să ne gândim înapoi. Eu am o fată de 16 ani, am adus-o la țară și vreau copilul meu să trăiască și să copilărească cu, în civilizație. Sunt 7 ani, 7 mandate, 30 de ani. Gunoaiele sunt pe marginea drumului, nu-i se rușine. Nu, ca mie, ca uituzean, nu-i se rușine. Am venit pe stradă la noi cu prietenii mei care sunt americani și am spus, păcate locul ăsta cât este frumos. Ne zbatem pentru străzi, ne zbatem pentru gaze. Da, sunt de acord. Și astea sunt parte. Dar ne-am gândit careva la tinerete. Să facem teme educative în domeniul cultural. Tineretul care nu are poate să meargă în taber, eu mă ofer muncă voluntară, să-i duc pe munți. Avem monumentul de sus, care de două ori am fost și am rugat oameni de acolo să păsească mai sus. Eu să-l amenajez cu copii muncă voluntară. Ce primești? Oare numai pentru bani să alergăm? Să fie comuna noastră frumoasă. Și ce comuna noastră e mină de aur? Pe strada Leșunți era un spațiu. Și apropo de strada Leșunți, noi locuim acolo, strada este cumpărată de o firmă de lemn, nu știu, mă interesează. Oricum, am dat actele, cam actele, practic, de lege o să odihnească. Și zic, asta o să mă ocup, oprim cu 50 de copii, ne pregătim să oprim transporturile. Pentru că locuim cu praf, asta e deja. Eu am venit să vreau să vă rog să luptăm pentru tineri de noi toți. Să mă ajutați, să băgăm un proiect nou. Eu sunt dispus, am un atelier de creație, pe târgu, la firmă, în regulă, tot. Eu vreau să fac muncă voluntară cu ei. Să facem un camion cultural, pentru că domnul Mitrăboacă, viitorul nostru sunt copiii. Da, mai eu știu, vreau să vă dau la urmă o replică și tu. Ascult cu plăcere. De exemplu, v-a spus că sunt de 30 de ani, da? Vă aduceți aminte din parcul Grigorescu? Dacă sunteți, păcat. Păcat, doamne. Pe timpul dumneavoastră, parcul ăla a fost cu castane și cu tot, cu brața acolo, făceam niște revizoane și din 3 și 2 se iasă. Nu l-a distrus dumneavoastră, l-a distrus tot aia care a fost înainte. De aia care a făcut terenul de coba. Eu am venit să... Mă lăsați, v-am ascultat. Mă lăsați să vă dau o replică. Ei, în proiectul nostru este refacerea acelui parc. Deci nu putem, suntem câteva albuni, eu am mandatul pentru că n-am fost, iar mandatul celălalt s-a ocupat cu apă, canalizare și clar pe trebuie. Dar parcul ăla se va de la reamanent. Se va, se va, de 30 ani, se va. Nu batem din palme și nu s-a bătut nimic. Se poate într-un timp foarte scurt. Eu vă dovedesc că se poate în timp foarte scurt. Știți, eu vă dovedesc că pe timp de o săptămână cu grupul meu de copii, copii de la Rogovna, o să vă pun coșuri de gunoi. Doamnă, coșuri de gunoi au fost, dacă vă duc în Fierăstru acolo, mi spuneți dumneavoastră, în spatele unei case să văd coșurile, amândouă din statele la Fierăstru. Vreți să vă duc după ce munți acolo? Așa, stăt puțin. Au fost, deci coșurile au fost acolo. Cetățeanul respectiv le-a scos din state și le-a pus... Și de ce nu l-ați amendat? Acum zilele astea le-am văzut. Deci nu l-ați amendat? Cum se va amendez? Eu n-am văzut. De ce nu? N-am Aș vrea să intervin puțin. Da. Vorbesc să propunem asta să le scrieți o bucată de hârtie, să le prezentați, să se putem analiza. Altfel discuțiile devin interminabile și deocamdată, deocamdată nu s-a tras nicio concluzie. Am înțeles că vreți și salubritate, vreți și tineretul să aibă activități. Ce fel de activități? Faceți o propunere. Noi avem mai multe ONG-uri aici pe comună, care se ocupă de asemenea lucruri și vă recomandăm și noi să luați legătura cu Chiorping, să luați legătura cu asociația. Da, astea sunt societățile care se ocupă de activități extracomunitare. Eu ne-am numesc, eram la Opolul Silvic. Eram la Opolul Silvic până în 2008. Știți ce se întâmplă? I-am dat după locul câțiva consilii de dumneavoastră. Nu-i oameni revoltată. Nu, dar nu spunem asta. Spunem că ne abatem prea mult de la ordinea de zi. Ne abatem prea mult de la ordinea de zi și nu tragem nicio concluzie. Foarte mulțumim de astăzi. Vă rugăm să le formulați în scris. Vă rog, eu vă mulțumesc și în scris. Vă, și mi le dați mie, uite, eu sunt președinte de ședință și vă promit că o să discut cu doamna secretară să le prindem în procesul de bază de zi, să vedem ce facem cu el, cu propunerile, să vedem ce facem cu el. Altfel, rugim prea mult. Foarte scurt, vreau să fiu, o apreciez pe doamna pentru curajul care a venit. Eu mă bucur când sunt persoane care vin cu inițiativă.
A zis de scris, Asociația Colving a depus o cerere în vederea unei finanțări pentru campus de copii. Din păcate nu a ajuns pe ordinea de zi. Nu cunosc motivele, dar trebuie să ne gândim și la copii și tineri. Deci, în scris a fost, s-a depus, Asociația Colving a depus o cerere în acest sens. Și nu a ajuns pe ordinea de zi. Nu știu motivele, nu mi s-au zis. Este trist. Eu nici atât am. Și este păcat că domnul primar nu e prezent, îl înțelegem că este în concediu. Ar fi bine să dea cu solicitărilor de acest gen. Sunt convins că o să dea. Eu sunt convins. Nu la ea. Și nu numai, nu numai. Eu fi cum noi mai avem și altul. Asociația s-a întâlnit. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Noi suntem foarte mult ce spuneți dumneavoastră asociațiile acestea. Ce s-a făcut? Eu asta încerc să... Nu putem să facem acum o abatere totală de la ordinea de zi, să putem să facem un raport care să... Eu nu am venit să facem... Depuneți o propunere în scris, o să primiți și un răspuns în scris, că cere... Domnule, eu m-am prezentat, știind că toți consilierii sunt aici, eu am venit cu ideea care am venit, am încercat să... trag un semnal de alarmă pentru copii, din care nu mă interesează. Dar ce ați dorit dumneavoastră să se întâmple? Păi ce? Căminul cultural să aibă copii filme și teme educative, care se poate. Eu fac muncă voluntară. Mie nu trebuie să vină copii să plătească. Un spectacol. Flash mob-uri care copiii la ora actuală. Pe copiii noștri din noi, toți sunt cel puțin copii de pe strada Fierăstrău, de când sunt venite de 2 săptămâni, au un program, îi integrez în... Mi-am deschis un atelier la școala de la Fierăstrău. Și spune, de ce până acum? Este foarte bine, ne-am știut. Sunt foarte înapoi, sper că sunt veniți de lună. Ne n-am știut da, dacă vreți să luați în considerare propunerea mea. N-am vrut să deranjez pe domnul Patru. Mă deranjează faptul în sine că spuneți dumneavoastră că nu s-a făcut nimic în comun. Nu, eu v-am luat. Eu știu ce clădirea asta care este renovată, ce făcută ca lume. Ce frumos să avem o clădire frumoasă și copii stau. Nu numai asta. Când ați plâmbat de nimeni din lună să ne facă nouă cu ceva aici. Nici apă, nici canalizare, nici podul, nici podete, ci nici școli. Școlile noastre ne valizează cu ceva. Încheiem, domnul Mariana. Dacă nu știți dumneavoastră. Încheiem, mulțumim doamna Mariana, dacă vreți să doamne, școlile noastre ne valizează cu ceva din orașe. Au apă, curent, au veceuri, nu unde au tot. Mulțumim. Rămâne, îi dăm în ordinea de zi, că rugim de pomară. Și până la urmă n-a spus nimic. Nu, deocamdată. Nu am spus ce ne exprime. Eu aș dori să văd un proiect, să văd niște linguri, să văd ce vrea, cum se fac, să aduc o casă. Nu, dar nici o rost să mai rog cuvântul pe tema asta. Vreau să intrăm în ordinea de zi și discutăm problemele noastre. Sunt 17 puncte și cu diverse 18. Primul punct al ordinei de zi este vorba de un raport. Așa, a doua problemă, au apărut aceste 5 proiecte de hotărâre noi, care se referă la ADIS și ADIM. Bine, mai citesc o dată. Că le-am primit. Da, primit. Da. Așa. Și aș vrea suplimentăm o ședință, să nu facem o ședință extraordinară, ca să discutăm discuții. Știi că până la urmă sunt niște lucruri care trebuie să le facem. Și cu ADIS-ul și cu ADIM. Domnul președinte, am mai spus, nu prea e corect așa să ne se aducă aici. Am înțeles, vreți să facem peste 3 zile o ședință extraordinară? Facem. Păi de ce să nu? Eu, uite, nu sunt amator, că eu am servici, nu vreau să mă. Nu pot să notez. Eu trebuie să explice. Da, aici am majoristă și ne explică. Nu vin transmise în timp pentru că au venit alertă ieri la ora 4, adică ieri au fost făcute aceste proiecte. Și ieri au fost și transmise. Și cei care au făcut, trebuie să asumi timpul necesar, că știu că trebuie să fie discutat în Consiliul Local și ei cunosc trebuie. Da, doar ei pot spune spre aprobare în cursul lunii ăstea. Asta înseamnă că dacă nu veți fi de acord cu completarea ordinei zi, va fi din nou o ședință extraordinară. Dacă sunteți de acord, vă pot explica pe scurt cu principiul. Da, nu problema mea de el. Și la după aceea, totdeauna așa ne se l-a adus. Nu pot să-i forțezi în mâna. Nu-i corect.
și ei cunosc regulile din Consiliul Local, ar trebui să-și iau o marjă de timp, să ne trimate de timp, să discutăm în comisie. Așa e corect. Nu, le aduce astfel, mâine eu vreau raport, vreau tot. Situații de genul ăsta au fost foarte multe și în mandatele. Și s-au greșit. Nu-i vina celor de la Uitus de aici, trebuie să înțelegem și noi că nici nu puteți mai bine o dată. Sau cel de la ADIP au venit, îmi cer scuze că vă întrerup, cel de la ADIP a venit ieri la ora 4, fix. Să facem tot așa până pe 6-a 9-a, iar înseamnă venit extraordinar. Tot în termeni legal. Am venit la 12 cu două ore mea de vreme de ședință, că să poți studiez materiale, să poți face rapoarte de avizare, să poți să intru să maliniez și eu la ce să cer. Că nu facem numai cum. Acum, pentru a fi completată ordinea de zi, în primul rând trebuie să existe rapoarte și avizul Comisiei de Specialitate. Nu putem supune la vot completarea ordinei de zi atât timp cât nu există Comisia noastră a dat avizul, în afară de domnul Acoștu, care nu a refuzat să resemne. Deci sunt trei care au semnat. Patru. Avem patru membri din comisie, în afară de domnul Acostu, care nu mi-a spus. Dar sunt avite pentru cele, pentru acest proiect de hotărâre noi. Eu aș dori să suplimentăm ordinea de zi cu aceste cinci proiecte de hotărâre și le supun la vot dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi. E cine nu mai deșert care mi-a spus cei. Cine este de acord pentru suplimentarea ordinei de zi pe cele cinci? N-am avut nicio doamnă. Cine e comună și întreabă președinte. Dar despre ce-i vorba, să știu. Este vorba despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritatea Bacău. Celula 1A1 depozit ajunge la limita maximă, asta înseamnă că se deschide un alt depozit pentru depozitarea deșeurilor și pentru că a fost contestată procedura de licitație și o să trebuiască să reevalueze ofertele ADIS, atunci, până atunci trebuie să găsească un operator care să administreze această celulă 2A acestui aceste asociații. Cam asta e pe scurt. Și pentru asta trebuie să aprobăm caietul de sarcini, modalitatea de gestiune și toate celelalte. Și scrie în cronologie asta, da? Deci, pe scurt, am înțeles, da? Domnul președinte, vot, haide să votăm. Da, v-a spus la votul ăla, tu nu de el. El nu mai e. Ei n-au ridicat nimic. Dar nu s-a votat, s-a spus, dar nu s-a votat. Deci cine este pentru serviciu mâna în față? Pentru suplimentarea ordinei de zi. Nu, cine este contra? Deci, am fost și cu problema. Nu vreau că am știut tot ce am spus. Am fost și cu deci nu voi. Nu mai trec. Nu mai trec. Nu mai trec. Da. Deocamdată suplimentare. Dacă nu sunt de acord, le punem ordinea de zi, nu le votăm. Da, ce tot nu le votăm, nici pentru, nici contra. Dar cine e contra suplimentării ordinei, votează în aia care e pentru suplimentare. Mergem mai departe. La primul punct avem un raport. Deci raportul nu are nici avizare și nici nu are nici proiect de hotărâre. Dar este din primele proiecte care s-au dat acum două săptămâni la dumneavoastră și vreau să le supunem discuții. E vorba de raportul privind activitatea de protecție a copilului și asistență socială. Astea au fost date. Celelalte cinci care le... Toate le-am primit ieri. Toate absolut le-am primit ieri. Nu le dat noi pe 11 noi. Toate materiale. Am fost xerox și ieri s-au primit toate materiale. Da. Raportul ăsta... Nu are proiect de hotărâre, pentru că la rapoarte nu se cere proiect de hotărâre. Dar au obligat salariații din primărie, din aparatul primarului, să întocmească rapoarte despre activitatea pe care le-a și acum este sarcina la responsabilul cu protecția copilului. Ebe, Mihaela și domnul Daniel. Da, Heber, ea răspunde și mai lucrează acolo și doamna lui. Da. Ce îți dorește să-i acum? Ai raport, dar nu o vorba. Nu facem proiectul. Dacă nu dorește nimeni să-i acum, tu pun la vot raport. Primi protecția copilului. Cine este pentru raport? Dacă l-am citit. Am înțeles. Doi, punctul 2.
raport privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ. Tot raport. E reconstituire pentru că el a fost constituit. El a fost constituit, dar s-are făcut, au plecat. Așa e. E cu proiectul de O singură mențiune, da, domnul Petrișor a făcut. Adăugarea domnului Bulai Corneliu. Bulai Corneliu, la șeful de la Chiuna. Da, dacă sunteți de acord, notează. Dacă îmi permiteți, vreau să motivez de ce am făcut această propunere. Domnul Corneliu Bulai este de profesie asistent social, deci este în domeniu. Pe lângă aceasta are activitate cu Asociația Colping pe zona noastră Pivoituz, are activități cu tinerii și considerăm că prin cunoștințele de profesie și activitatea dânsului ar avea un plus de valoare în cadrul Consiliului Comunitar Consultativ. De aceea rog colegii să binevoiască să aprobe și adăugarea dânsului ca membru și îmi doresc ca în viitor acest Consiliu sau cât mai repede să devină activ. Aici va ține mai mult de doamna Hebler Mihaela să convoace mai des Consiliul, să aducă la cunoștință problemele comunității pe partea socială și să identifice soluțiile viabile. Pentru că avem o comunitate mare și sunt multe probleme pe acest domeniu. Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul Bacă. O singură observație, domnul președinte. Nu știu cine, cum am tocmit, cred că cine scrie jembră de aia aici, nu a ținut cont. De exemplu, sunt doi de la PSD, doi de la PSR, de URO, nu-i niciunul de la PNL, nu-i niciunul de la PMP. De ce? Astea sunt niște propuneri, dumneavoastră puteți hotărâ ca atare și nu este obligatoriu ca fiecare partid să fie reprezentat în acest consiliu. Doamna Larisa, totuși ne-a sărit în noi. E propunerea dumneavoastră, puteți propune și spune la vot. Asta e singura chestie care m-am uitat și pe raportul doamnei Mihaela Hebler. Mai era o problemă care a ridicat-o o femeie, sticlarul și cum îl cheamă, o mică pe bătână aia. Deci e unul care le ia pensie de handicap. Stă în baza căruci cu rotile, iar mi-a zis însoțitoarea că ea nu primește Nu primește demnizația pentru un societate de handicap. Sau cum mai se poate. Păi da, dar nu știu, am vrea să să-și facă dosar pentru că asistenții au alt. Nu, dar o altă cutare. Dacă n-are cu dosarul ăsta, nu vine de la sine. Situarul și nu mai știu. Situarul stă undeva pe zona Stetpulești. Dar sticlarul cine e? Însoțitorul sau persoana cu handicap? Însoțitorul. Dar depinde cum este făcută documentația. Da? Un handicap poate și el singur, dar și de însoțitor și de handicap. Depinde cum este făcută documentația. Din momentul ce vorbim de însoțitor, ar însemna să fii... Ai cu contract. Poate se crede însoțitor, dar nu ai documentația. Asta... Vă rog să fiți atenți ca să fim operativ, că 17, dacă stăm 10 minute la fiecare, sunt 170 de minute, Așa, eu după cât ieși eu comisiile, să fac un număr impar ca să poată să ia hotărâri. Sunt 15, pe cine scoatem afară ca să băgăm pe domnul Bulai? Ei nu uită să stau în animă. Îi citesc eu aici, că da, după părerea mea nu are tentă. Eu am făcut propunere.
cine e locuit. Nicu trebuie scos. Haideți să-i citim, să vedem. Scos. Nicu Alexandru Mircea, Punice Simion, Mâței Raion, ăștia sunt preoți. Luca Ceugen, după aia medicii, Blene și Marta, Parade, Lumirița, Gurnarea. Ăsta nu au tentă politică, ăștia nu au gândit. Dar trebuie să fie că sunt medici. Dar trebuie să fie, dar nu. S-a obiectat și asta, când sunt din PDR, să cum tot din PDR. Așa, mai trebuie să Oraș Constantin, directorul școlii. Haideți să citim. Oraș Constantin, Boghiu, Mihaela, Nicodim, Costel, Buducarul Sorin, Petrișor, Claudiu, Apostol Dorel, Ungureanu, Vasile și Pândoiu Damian. De ce spui bulai? Și mă deci să dacă nu trebuie bine, dar... Este numai în vașă, gata! Domnule Ionat, dați un pic, nu trebuie! Nu trebuie! Să ascultăm un pic profunde! Nu trebuie! Să fie șapte, nu? Nu a zis că doi! Nici nu trebuie! Mai trecem doi, da? Nu trecem doi, nu trebuie mai trecem. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, nu se iau hotărâri în cadrul, este doar consultativ, nu are drept de vot sau nu știu cine știe. Consultativ, consultativ, trebuie să-și dea o hotărâri. Nu se iau hotărâri. Nu se ia pe bine. Deci este Consiliul Consultativ, în care deci se dezbate o problemă și se ajunge la o înțelegere. Domnul președinte, renunță. Sunt de acord. Renunță. Deci, rogul domnul Apostol Dorian, o să trecem cu domnul Mure. Sunteți de acord cu Consiliul Consultativ modificat? Da. Suntem de acord. Nu se vede modificare, o hotărâre. Proiectul și-a rămâne. Păi nu, domnul Ionel, modificat. Proiectul rămâne așa cum s-a făcut. Doar hotărârea se face cu modificare. Păi hotărârea se face cu modificare. Se face hotărârea. Proiectul e proiect, e adevărat. Deci hotărârea a fost, nu mai e domnul Apostol și este domnul... Eu sunt de acord să fie Bulai acolo, dar trebuie să ne așezăm. Deci toată lumea e pe. Da, da. Punctul 4. Raport privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de cetățean de onoare al Comunei Oradea. Este făcut de... De domnul președinte. Dar asta e pe punctul 3. Punctul 3. Asta e 3, da. Este domnul. Ne vine desemnarea domnului Bodea. Adunarea desemnarea domnului Bonea Gheorghe, primarul comunității, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIS. Este sarcina lui. Este sarcina lui. Supun la vot. Are aviz. Punctul 4. Domnul Oprea a făcut un proiect de regulament pentru acordarea titlului de cetățean de onoare a comunității. Comisia a trecut prin comisie, comisia a dat aviz favorabil. Au mai fost discuții în legătură cu să mai adauge acolo, în afară de persoane, să adauge persoane fizice din comuna. Nu vă contrazic. Dar eu știu că în personalitate, persoană, sfera nociunii persoane, incluse și personalitate. Deci din cadrul totalității persoane, unde sunt personalitate? Problema este pe următor, că în regulament se pot aprova titlul de cetățean de onoare și post-mortem. Acum nu știu cât este de important. Și fără datorii, domnul președinte. Exemplu, ca ai cum a făcut două război mondial, nu știu să mai știm. Putem să acordăm titlul de post-mortem. Putem, noi avem, nu, noi avem persoane. Eu din domnul ești primar. Că n-au uitat. Aici s-au făcut două război mondial. Avem personalitate din comună, din comună Aurora Gruiescu, care n-a primit titlul de cetățean de onoare, mai este și-a murit la 90 de ani, prima femeie inginer civil din România și din lume, nu i s-a dat titlul ăsta. Am avut o artistă deosebită cu merite pe nivel cultural. Și un aviator să ne-a dat.
Supun la voi regulamentul, așa cum este, trebuie să știți că e modificarea care este. Cu modificare. Persoane, personalități. Aici, personalități, la persoane se mai pune virgulă personalități. Personalități, virgulă persoane. Personalități, virgulă persoane. Deci, se includ. Păi și mai era și propunerea cu datorii, o să fie da. Păi da, cu datorii. Da, o scrie negru, fie atunci. Nu e regulament, băi, frate. Și scrie, de acum. Unde e? Cine este? Eu supun la vot regulament. Așa. Cine este? Mulțumesc. În formă. Domnul președinte. Da. Domnul președinte. Fiți mai explicit, domnule. Repet a treia oară. Deci... După persoane scrie în personalități. Dar nu am notat, dar vă rog să fiți atent. Nu, n-am notat. Eu i-am spus după personalități, virgulă persoane. Sigur, l-am spus trei ori. Hai să spunem, personalități, virgulă persoane. Deși noțiunea persoană include și personalitate. Deci din cadrul persoanei, totalitatea persoanelor, unde sunt personalități? Punctul 5. Domnul, raport de vizare. Este, dar mai la domnul secretar. La punctul 5. Nu este și mai în proces verbal, am dat eu. La punctul 5 se propune. Dacă îmi faceți acum pe loc, este raport de avizare la domnul secretar, eu personal am dat. Și proces verbal. Și cu mențiunea că vrem pentru populație să scoatem acest lemn și cu studiul pentru depozit de lemne. Vedeți că i-am dat în studiu. Pentru depozit e altă discuție. Nu facem la vot. Pui de aici să-ți facă depozit. Domnul Balda, noi am venit cu propunerea. Nu am zis altceva. Ai altă amendament. V-am dat în alb acum, dacă vreți, completați la punctul. Doamnă, este la fost de amuzat. Domnul, nu l-am găsit. Nu este, întrebați pe Hristosul, vreau să mă iubi, eu personal am dat. Este. Deci toate au doar dumneavoastră. Eu le-am dat, nu l-am dat. Domnul Bacă, dacă nu este raport, deci nu se discută. Doamnă, eu nu vorbesc, deci nu sunt nebun, nu sunt. Deci și domnul vorbesc. Eu la... Nu este. L-am făcut împreună, de zate de nou. Nu este, era de la treabă. Nu putem explica această seară, nu putem explica această seară. Dacă vă spun că domnul Florel l-am făcut, l-am dat personalul pe domnul. Dacă nu este, nu știu, doamnă. Dacă pierdem hotinile și nu am zis, că intra. N-ai dat, ai un metru. Dar scrie de-a mai de-a dat-o des aici, trigă. Eu vă cred, dar mi-a zis personal, am vorbit cu mult. Dar ce e așa greu de scris? Nu e greu, dar licit o hârtie care e acolo, acum nu mai este. Păi n-am mai găsit ăștia. Acum toate sunt și-a dumneavoastră nu este. Am scris, doamne, cu subiecte predicate împreună cu domnul Florin. Domnule, vă înțelegem, dar hai scrieți acum două rânduri. Sunt patru rânduri, că noi am zis să vă facem cu propunerea să facem de impozit. Nu se poate face în două secunde, în două, noi întocmim un proces de bani. Mai lăsăm, mai lăsăm, mai lăsăm, vreau să ia în considerație. La urmă, pariu, deci nu rămâne să poate ține, mă. Acum, două rânduri, să bataie de joc, să facem un proces de bani. Spune exact. Domnul Foroi, aveți, dar aveți celulatul noastră. Raport de avizare, nu ați făcut și raport de avizare.
Nu există, dar ce să vă faceți nebun? Ei, nu m-am făcut nebun. Păi atunci, acum, doamna, dacă eu le-am făcut, cine m-am adus? Luca, la început să nu mai discutați paralel. Hai să discutăm problemele care sunt. Păi astea sunt problemele, că nu se știe și nu se dau toate în alții. S-a pierdut, uite, te duci acolo și vezi că nu e. Dar nu e un caz, nu mai este un caz. Domnul Florescu, scris acum. Acum zice așa. Supuneți la vot și faceți. Dar nu avem ce să supunem la vot. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind vânzarea cantității de 378 metri cu masă în masă. La domnul secretar chiar i-am zis, domnul, vedeți că am mai jos treaba asta. Dar invitația aici de bază hotărârea a fost o eroare? Lăsăm mai încolo și punctul 6. Vă rog frumos, vă spun de ce. Modificarea de buget mai are încă o problemă. Are dreptate. Mai lăsăm și punctul 6 cu modificarea de buget, pentru că a mai intervenit un proiect de hotărâre legat de ajutorul financiar pentru încălzire la bătrânii de la Hârșa. Și aia trebuie operată în modificarea de buget. Vreau să vedem când ajungem acolo, o discutăm întâi pe aia, după aia revenim asupra punctului 6. Sunteți de acord? Ca să nu facem mai. Bine, mulțumesc. Sărim peste 6 și uităm când vine aia. Punctul 6. Raport privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru modernizarea unor drumuri sătești. Are raportul de avizare de la Comisia Economică pentru drumurile sătești. Face parte din ordinea de zi care s-au distribuit materialul. De aveți acolo. Acum, comisia asta care a venit aici și pleca și viceprimarul, cred că despre asta discută. E vorba de introducerea proiectului la guvern pentru obținerea de fonduri de sănătate ca să finanțăm activitatea. Nu drumurile acestea nu scris în proiectul la finanțare de local? Da, toate drumul. Și atunci, de ce spunem aici acum? Dar noi realizăm studiul fără... Dar eu nu cred. E vorba de drumuri diferite. Păi eu cine e? Păi dacă aș ști, mi-aș mai întreba doamna, Clarice. Păi ce înseamnă modernizare? N-ați citit raportul. Modernizarea unor drumuri sătești. Ce înseamnă modernizare? Ce să înțelegi? Modernizare înseamnă să repas lățimea care trebuie. Nu numai. Să repas șanțuri. Nu ai toate elementele unui drum. Păi și da, și tot cu comisia și mă gândesc la varianta acestea care se spun că fac din bugetul local nu sunt prinse și în proiectul ăla. Asta mă întreb aici. Ceea ce se dezvoltă din cutii. Tot vreau să faci și un material și altul. Trebuie să știi care și cum. Dar nu sunt același lucru. Aici se propune
să fie realizate. Un studiu, domnule, noi vrem să facem studii. Fără proiecte nu te poți duce la nicio finanțare. Nici pe plan local, nici din altă. Și pe să margină, foarte bine. Cetăria până la grăbă. Nu trebuie să fie raport când te poți să modernizezi. Acum, proiectii, dar ar trebui să fie să facem. Ca să vă spun care sunt drumurile, trebuie să fie în lista. Și este finanțat prin acest. Dar poți să vă zic că până puti Dumnezeu bine. Nu, 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 are dreptul ca și tine, ca și mine. Și nu vă ajuns cu acolo la curte. Dar să mai trebuie. Cum vine până la voi? O fi coborât până la... Nu, 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 raport. Da, cum raport de realizare. Și eu am început să. Hai, e nevoie de câteva clarificări, dacă îmi permiteți. Primele două drumuri Sătești, spune de la Sursa Aurică la Victor, iar al doilea drum de la Plene 11 la Osoluș Victor. E vorba de aceeași persoană, adică același drum. Era nu știu exact, nu, pentru că Sursa Aurică este lângă școala 1. Dacă la școala 1, dacă... Nu poți să termină asfaltul. Până la Osoluș Victor este până la curte. Și pe urmă vine de la DN 11, tot la Osoluș Victor. E vorba de alte drumuri, e vorba de același drum. Probabil de acum e drumul ăla. E drumul de bază. Păi DN 11 la Osoluș Victor. Da, și nu roate. Nu, mă, unul e jos până sus. Am și un studiu la curtea, hai să referim la el. Și la cine Uitați ce spun, aceste drumuri au potențial propuse pentru modernizare în proiectul ce este depus pentru finanțare din PNRR, însă nu au putut fi incluse în proiectul datorită limitei de finanțare. Deci știam ceva că aceste drumuri au fost scrise în proiectul ăla. Și de asta am încercat să explic. Păi nu mai semne, n-a fost pentru finanțare, n-a fost suficient. Atunci ar propune să amânăm proiectul pentru când avem datele exacte și știm despre ce este vorba. E vorba de studiu de fezabilitate. E vorba să facem studiu. Abia studiu vine să clarificăm. Doar studiu. Asta e o seradică. Să ce proiectul. Să ai studiu. Să spune și da. Deci, probabil, prezintă o artă. Ceea ce face studiu. Păi dacă studiul pentru proiectul care s-a depus a fost făcut, acum nu mai avem de ce să facem. A fost foarte. Aceste drumuri au fost inițial propuse pentru modernizare prin proiectul PNDR. Însă nu au putut fi incluse în proiect de această limite de finanțare. Deci, rămâne pe mâncetul da, locatul la urmă. Adică, instituția lui Neghițu Osor. Ultima casă, cred că trei. E bine, pentru studiul de reabilitare, să luăm să zicem. Nu vorba de studiul de reabilitare, nu finanțare. Așa propun studiul, domnule. Supune așa propun studiul. Supune la apă studiul, dar trebuie să apă. Hai să putem vorba de Dar nu e vorba de asta. Noi trebuie să facem studii de fezabilitate fără proiecte. Nu te poți duce nicăieri. Deocamdată la asta se revin. Poți să faci proiecte, să-ți schimbi orice ce vrei. Haide, vă numiți. Punctul 8. Realizarea studiului de fezabilitate pentru extinderea primăriei Oituz. Noi am dat aviz. Dar nu e necesar. Au fost discuții. Era bine dacă ne prezentam Consiliul o machetă, mă, că cum a stat, cum a trebuit să mai așa. Asta vrea să facă. Totuși, noi suntem de acolo sau nu suntem. Dar trebuie să mai așteptăm lumea apoi. O să ne sar lumea ca cu neam făcut de primărie și... Nu, dar trebuie spațiu, dar avem, suntem din două luni de acum, și am avut o vremea de ședințe și poate... Asta mai 3 ani, domnule, 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 nu-i faci acum nici... M-am bat o luată, pe 5 ani nu-l faci. Dar ce să faci, să faci în primării, să faci? Se aprobă, asta nu trebuie.
Era bine, domnul Osul să fi luat, cum am propus noi, universalul, că era în centru, aveam pacat. Mai întoarcem înapoi, unde întoarcem, că iar mă băgăm, nu știu câți bani în primăria asta. Și tot am rapăt. Avem la 10-a ședință, cred că dificil. Eu Trebuie făcut. Nu e asta, domnule. Ai că-i cartea de vizită, că te uiți, băi, așa, prima. Atunci ce-a zis, doamna? Cartea de vizită, cum ar fi prima marginea drumului. Aici e bună. Nu te duci la chinul și atunci am zis, băi. Domnul Ionel, vrei la reglată care a fost vizită, intrat la un stadion la Oituz. Vedeți mormanul cu cum s-a săpat acolo la drum pentru canalizare. Aia e cea mai bună carte de vizită, nu mai trebuie alta. E bună, da. Aia e cea mai bună, părerea mea. Am văzut, am văzut, e acolo. Frumos? Cu buldozerul. Două săptămâni, trei, cred. Cine a să facă? Cine a avut cine să despunde canalizarea? Bă, vedeți că ghică ăsta, dragă, zâmbitație, care are acolo. Cursul la el. Poftim? Da? La Agrolimo, la stadion până în piață. Piața Agrolimentare. Da. Oh, de ce nu spui la spălătorii și la sempre? Acolo, nu acolo, acolo, în colțul. Nu, e una la piață, când e plină lumea. După cum este eu, ce oameni trebuie pe acolo. Eu acolo, patru ore. Mai este unul la spălătorie, așa, și la ce vreau. Punctul 9. Mă deranjează că... Punctul 9, domnul Buscare propune un studiu de vizibilitate pentru amenajarea intersecțiilor drumurilor sătești cu drumul național. Asta e o problemă. Asta este o problemă. Iarna, nu pot să fie și când așa. Dați-mi eu făcut asta. Da, păi scăpă. 10, punctul 10. Hai punctul 10. Nu, zic în plus, că n-am. Punctul 10, tot domnul Băscă ne propune extinderea rețelei de canalizare în comuna Oituz. La câți kilometri? 5 kilometri? Unde vin? 4 kilometri? Canalizare, dar și apă. Apa e de bicicletă. Trebuie stingă, nu? Apa, sunt de bicicletă. Canalizare e multe. Văzmanul, spune exemplu, nu știe ce se spune. Nici apă, nici rază, nici rază. Nu știe, mă, că nu curte, nici poate, nici apă. S-a ajuns ca cetățenii comunului Oituz să-și extindă rețeaua de apă pe banii lor. Nu mi se pare corect, adică până am dus, primăria s-a implicat pe banii, la bugetul local am dus apa, iar în zonele unde au rămas, oamenii pun mâna de la mână să cumpere conducta principală, nu. Deci eu am bazit în spate, da? În 2006, în 2007. Dar în zonele nu de calitate, Ești un ghidești cu Domnul. Nu, 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 n
ca să mie mi se pare că e greșeală, extinsă pe fond propriu rețeaua, dar trebuie autorizație de construire, trebuie aviz de urmă. Dacă tu îmi spui să faci tu asta, ce faci? Dacă vreți să schimbați de cuvântul care se scrie nu apare pe... Păi, eu... Dar cine te nevoie? Adică, în ce sens? Nu-i părere ca cetățeanul, dacă nu-i tu... Dar aici sunt oameni și plătească. Față de extindere. Eu aș opri. Domnul președinte, nu o probleme. Și să se audă. Am ce te duci, frate. Am înțeles? Domnul președinte, își scurge toată apa. Dar domnul președinte, v-a scutat sau tu? Da. Dar se aude că și ia bani de la cetățeni și pentru lucrarea care face primăria. Cum? Nu văd cum. Nu se poate. Nu merge de competența poliției. Nu mă băgați cu noi. Dar nu stați un pic. Nu am dat de bani. Dar 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 am dat de bani. Nu vă spun lucrurile astea. Dar și trebuie să discutăm. Și trebuie să discutăm. Și trebuie să discutăm. Punctul 11 se referă la o construcție, nu mai studiu de fizabilitate, ci construirea a 100 de metri lineari de gabioane pe malul stâng al Pureului Sărat. Am fost, că am văzut. Este nevoie, dar nu se mai poate. Comisia a spus, a dat acord. Mare bine. Și astea cuvântul domnului. Trebuie a continuat și pe Răzvan, niște gazioane. Vă rog, deocamdată avem pentru 100 de metri. Și ieși, vreți să ieși de cuvântul? Nu, am luat cuvântul. Vine-am să iau cuvântul. Am luat cuvântul, i-a dat cuvântul. Eu pot scris, nu am pierdut. N-am nimic, lasă-și. Nu-i, n-ai pierdut mare lucru. Așa, ce nu comentează? Nu, nu, domnul Cristian, care are o intervenție. Așa, referitor la lucrarea asta de 100 de metri liniar, am următoarea argumente. Trebuie să știi și Consiliul Local cine câștigă licitația, valoarea licitației, cu cât se realizează lucrările respective. Pentru aceasta vin cu următoarea propunere și vă rog să stabilim și acum următoarele, să clarificăm următoarea situație. Din Comisia de Licitații să facă parte cel puțin 3 consilieri. Așa. Din Comisia de Recepții să mai facă parte încă 3 consilieri. Așa. La finalizarea lucrărilor, în momentul în care s-a finalizat lucrarea, să avem făcut un raport între valoarea de licitație și valoarea cu care s-a executat lucrarea. Transparență. Da. Firma, a doua problemă, firma care a executat lucrarea. Deoarece sunt ceva discuții și în legătură cu podul de la Cotul. De la Cotul, am auzit discuții. Așa.
Și de aceea vă rog că acum ca să stabiliți această firmă a făcut după SEA, dar nu știu, coincidență, mandatul vechi, am mandat plăcut și pe noi toți. Am așa. Nu? Nu mai sunt. Vă rog foarte mult, domnul Apostol, haideți să facem să stabilim ce mi se facă parte din comisiile de participație din trei consilieri. Dacă îmi permiteți, consilierii pot fi invitați în comisie. Da, domnule, să fie invitați. Mai are cum să... Selecție de oferte, în cazul în care lucrarea respectivă se întinde pe o perioadă mai mare de o lună de zile, atunci în lunar să li se aducă la cunoștință de contările care se fac pe lucrarea respectivă. Situații de lucrări să fie prezentate de șeful fiecare de în lucrarea se întinde pe o perioadă de un an de zile. Tu ai să faci decontări în prima lună, în a treia lună, în a patra lună. Noi să știm, domnule, s-a decontat atâta în prima lună, s-a decontat în a doua lună, se trage pe la cum. Așa e, nu va. Că vine de la bancă, nu știu. Nu, s-a invitat.
Dar nu pe cine vrea. Tu ești din comisie de cazare. Atunci am văzut răspunsul de aia trei, dacă nu. Nu, dar trebuie să-l facă. Deci, mă, de asta cu domnul Francis. Cei trei care îți fac parte din ele. Și la licitate și la rece. Deci, cei din care sunt de aia trei. Da, da, cu domnul Francis, cu domnul Cundoiu și... Da, pe domnul... Nu, eu... Da, nu, trei, trei, da? Așa, domnul... Și domnul... Și domnul... Și domnul... Și domnul... Hai, spune, Francesc... Corcoman, domnul Corcoman, știe omare. Așa, Corcoman. Dar nu stabilim exact nominal acum, știi? Dar ce? Pentru că o să... Pentru că o să facă, nu știu, chestii pe la paia seara. Nu vine Corcoman, nu știu acolo. Ai căs acolo, nu mai... Corcoman e din zonă, domnul. Mai zic o dată. Să face comisia de licitație, să face prin dispoziția primarului. Deci el scrie acolo, de la finanțe, că e alegătoarea trebuie, doamnă, vii de la finanțe să participi. Dar v-am încercat sau nu. Bun. Și el, secretarul comunei, știu mai care, depinde la ce se referă licitația, da. Participă unul din aparatul administrativ. Ei, pe lângă ăia cinci, care sunt acolo obligatoriu, va trebui primarul spune, doamne, și trei invitați. Și el se orientează. Nu mă aduce pe mie pe părul sărat, pe părții cu ciorului, îmi trimite în fundul. Din consiliul local. Dar el face o dispoziție care scrie invitat. Și tu, dacă vrei să vii, vii, dacă nu, vă invitați. Așa se face. Ideea de bază care colegul tezi este să știm cum să cheltuie și să putem controla. Corect. Cine consiliul local? Da. Nu cumva toți banii trebuie prin proiecte pe la noi? Vrem și mai departe, după proiect, să vedem ce se întâmplă cu banii. Nu, dar de licitație nu. Nu, cum asta a fost cheltuirea. Să știm și mai departe. Ce să solicităm? Dacă și am generalit mai proiect care o să vină, ne numim noi, ne numim noi, trei niști din comisiul local. Trei invită. Deci asta este. Ce să mă? Rămâne numărul de trei. Să invitați trei consilieri. Trei consilieri. Și noi o să numim la fiecare. Nu numește consilieri care o să răspundă de ei. Așa am gândit-o. Deci cei trei la recitație, dacă am zis din punctul meu de vedere, nu sunt o recitație. Ne-am oprit în votul la... Și la recepție, care sunt cei trei? Dar și în timpul când... La 100 de metri de bani pe părerea... Să ai lucrarea și o prelucrare... V-am așteptat un pic. Uite, domnul președinte, numai două minute. Scrie-ai Consiliul Local Comunei, Comisia de Organizare și Dezvoltare, realizarea lucrărilor publice. Cine urmărește realizarea lucrărilor publice? Comisia Economică. Comisia de... Așa scrie aici, realizarea... De buget finanțe, da, nu scrie aici, dacă e la buget finanțe... Da, cine a făcut asta? Consiliul Local trebuie să urmărească... Cine ne-a dat-o? Și execuția și... Comisia, ce scrie mai devreme? Protecția mediului cocelor, agricultură, conservare, mănâncă, istoria, agricultură, cremeni, comerțuri, ce avea. Deci scrie clar aici, da? Că nu i-a dat aviz. Realizarea lucrărilor publice. Asta e o lucrare publică. De cine mai provocăm? Procedura standard a fost îndeplinită. Dar aici am mai avut o propunere să suplimenteze la Comisia de Licitație când se contractează lucrări sau nu mai știu ce. Să fie și trei consilieri. Am înțeles. Da. Sunt cei trei și la recepție. Primarul dă dispoziție când se face o asemenea comisie, primarul dă dispoziție în care obligatoriu face parte. Nici primarul nu se depune. Consiliul local, păi ne adunăm într-o ca să facem ce? Că la 4 e licitație... Păi nu, dar ați propus voi pentru comisia de licitație. M-am întrebat dacă și recepții, aceiași trei. Aceiași trei. Pentru că ei se urmărească la care. E normal să fie aceiași trei. Primarul poate să invite trei consilieri. Nu e nicio chestie. Nu trebuie votat. Am votat. Dar nu e. Supune la vot. Încă o dată, mai zic o dată. Supune la vot. Dacă nu se dau legele și dispozițiile care să fie clare, ce atribuții și ce dreptul are un consilier sau comisiile de specialitate? Unde domnul inginer? Noi vrem de 95. Da, dar și unde? Că băieții ăștia nu au primit. Legea 390. Trebuie să le-am primit la legeri locale, dar oamenii ăștia nu au primit. Nu un sfârșit. Este prin internet, dar nu le-au primit. Eu nu am internet. Nu trebuie să le-am primit la legeri locale. El e în urmă. El nu e în legeri. Nu suntem de legeri. Am avut
Deci, la punctul de vedere, să facem niște. Deci, la punctul de vedere, nu există. Deci, nu avem nicio organizare, nici nimic. Raport privind aprobarea acordării anul 2016, așezământului pentru bătrâni de la Vârja. Iarăși, domnul președinte. Păi, când iarăși? Ia. Dar nu s-a mai acordat decât anul trecut. Nu mai ținut ceva cu €800 milioane s-a mai acordat. Nu. Este vorba de ajutorul pentru încălzire care... Domnul Ionel, dacă ne uităm bine pe site-ul lor, scrie acolo filantropii. Da? Așezământul filantropic. Asta ce înseamnă? Da, dar mâncarea nu-i pe gratis. Hai să spun eu. Nici încălzire. Vorba de încălzire. Ei... Eu bani de la cei care sunt acolo. Da, orfelinatul de la Oituz au în jur de 30 de copii și nu ia niciun ban de la statul român, nici de la copii. Și banii care i-au alocația copii sunt în contul lor. Dar cei care au alocat acolo, măicuțele, nu știu dacă au venit măicuțele vreodată cu cerșitul, să le dea bani de încălzire. Când? La pentru instalarea. Da, deci, fiecare să gestioneze. E adevărat, dar sprijinul financiar pentru încălzire, să știți că e... E pădurea aproape, se poate tăia așa. Nu mai vorbim, să nu vorbim pe alături. Hai să-ți vorbim eu frumos. Eu pădurea am văzut și tai din pădurea. Haideți, spuneți aprobările, care e Înainte de a supune aprobări, vreau să vă spun că la ședința de comisie materialele au fost incomplete, între timp s-au completat cu necesarul de documentații care trebuie să trebuie pentru asemenea solicitare, solicitarea Arhiepiscopiei, cerere timp pentru acordarea sprijinului financiar, are numărul de necesare la primărie, proiectul de întreținere și încălzire pentru timpul de iarnă, certificat de înregistrare fiscală a partidului. L-am eu aici și îl aduc la proșitatea. Extras din contul. Extras din contul societății, declarație pe propria răspundere a solicitantului, plan de amplasament și delimitare a imobilului, plan de amplasament și delimitare a imobilului celălalt imobil, două sunt, și fotografii care să elucideze treaba. A constatat că există toate documentele astea, am procesul verbal aici, a constatat următoarea comisie. Viceprimar Buducaru Sorin, Andrișca Nicoleta, consilier superior, Lefter Larisa, consilier juridic, Lupo Andrei, inspector asistent, Băscă Ionuț, consilier superior. Dacă vreți să-l citiți, eu l-am aici. O întrebare, când s-au primit documentele? Pe ce dată? După data de 11. Aici este înregistrat cu... Dacă îmi permiteți... Acest proces verbal, procesul verbal este înregistrat cu 17 autorizații. Și s-a primit după ce s-a propus proiectul. S-a pus proiectul pe ordinea de zi, da? Proiectul a fost propus de la început. Așa, și după aceea s-a primit documentația. Noi, în Comisia Economică, care am analizat, am cerut suplimentare... Ascultați un pic. S-a propus proiectul. Dar nu s-a spus. Deci proiectul s-a propus, da? Da, e o adresă. După care s-a primit documentația. Da. Am solicitat suplimentarea. Vă citesc că din hotărârea de guvern 1470/2001, la articolul 14.2. Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii. În caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. Da. Adică, dacă documentele nu au fost până în momentul în care s-a propus ordinea de zi și s-a trimis către consilier, acest proiect nu mai trebuia să fie pe ordinea de zi. O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor. Și lăsați să înghețe. Supunem la vot și colegii decid. Eu am început. Au completat. Eu am citit, termenul ăla. Dar n-au completat, că atunci au adus. Asta, având în vedere că știa că pot solicita acest sprijin, s-a trecut pe ordinea de zi înainte de a avea documentele. Asta este realitatea. Au fost completate, au fost aduse documentele, s-au făcut, adică pentru a fi putut, a putea fi dezbătut acest proiect de hotărâre, îndeplinește condiții legale. Eu am citit, dat din hotărârea de guvern. Colegii vor decide dacă sunt de acord cu această legalitate sau nu. Ei nu pot fi în seamă.
Care e pentru că documentele s-au adus după ce s-a făcut propunerea. Haideți să nu să nu deci ai 30 de zile acolo. Deci ai un caz contrar. Deci în 30 de zile de la data propunerii cereri, da? În caz contrar, da. Acest dar nu s-a depășit termenul. Dar nu s-a depășit termenul. Sunt total de acord. Dar ele au fost propuse pe ordinea de zi. Asta trebuie să treacă pe ordinea de zi, cum trebuie să facă documente. Dar asta nu înseamnă că nu sunt documente. Da. Mai era o problemă. Prin propunerea făcută de domnul primar și în urma analizei posibilităților de finanțare, față de suma solicitată de 45 de 35. I-au solicitat 46. Da, să vorbesc. Lăsați-mă să vorbesc, că pierdem timp, domnule. Față de solicitarea de 45.000, s-a propus 35.000 pentru finanțare. Am schimbat puțin ordinea de zi, am cerut aprobarea ca să discutăm întâi asta și după aia rectificarea de buget. O să revenim la rectificarea de buget la punctul 6, după ce am discutat pe zi. Așa că astea sunt problemele. Eu zic că nu s-a depășit termenul de 30 de zile. Documentația a fost completată. Uite, procesul verbal de constatare cu 17 facultatea de... Și noi am primit pe data de 11. 11 s-a primit solicitarea la Comisia Economică. Da, și noi ordinea de zi am primit-o pe data de 11. Documentele sau procesul verbal cu documente s-au făcut pe data de 17. Deci s-a depășit. Nu s-a depășit, pentru că de la 11 până la 17 nu mai mult de 30. Aici, Comisia a constat următoarele lucruri. Că s-a respectat hotărârea 1470 din 12 decembrie 2002, republicată, cu privire la aplicarea ordonanței 82-2001, privind finanțarea. Să facem aprobare. Dacă se trece, mergem în instanță, da, când deciosa administrativă și va decide. Dacă credeți dumneavoastră că instanța se rezolvă dacă oamenii aia se încălzesc sau nu, domnul, se oprește. Domnul Ionel, nu mai băgați strâmbe. Nu băgăm strâmbe. V-am zis, zice că așezământul filantropic. Da? Bun. Da. Deci, ei încasează bani de pe urma celor care sunt cazați acolo. V-am mai spus. Unii nu au pensia așa de mare. Nu cred. Domnule, nu mai o anumită sumă, nu mai știu acolo. Acolo nu sunt decât dar au pensia și nu au ce pensie. Eu vă întreb, ați fost vreodată vizită la bătrânea? Acolo, vă întreb. Eu am fost la orfelinat la Uitus. Am fost mai multe ori. Nu știu ce la orfelinat și eu am fost de mai multe ori. Am și eu o rudă, tatăl unui unde al meu, care este cazat acolo, da? Duce medicamente, Pampers, plus mai bine de 1200 de lei lunar. O să ducă și în viață. O peste de 800 de lei nu te privești acolo. Nu te primești, nu te privești. Păi, dar ai o peste de 1000 de lei. N-are nici ce să finanțeze, n-are de urmă. O duc președinte. Avem 10 ședințe care prima bandă, pe fiecare, la fiecare ședință, facem, avem 10... Dar nu uităm de la noi, domnule. Avem nevoie de palatul la necopertatul președinte. Mergem în 5 până la jurul. Ați fost pe acolo, dar acum ați dat vorba cu decupătarea asta. Vă spun o dată, rugați-vă la Dumnezeu să n-așa. Nu stați de suveniți. Eu ca consilier în zona mea, nu trebuie eu. Toată lumea. Ba nu. Că eu nu fi dat timpul acolo. Eu în zona mea. Nu, dar toată lumea și eu. Când am luat-o la oameni, deci în 5 din amul ăla. Atunci când s-a făcut decupătarea, trebuia urmat. Bara scrasă sau pe prin și următorul venit un cilindru. Să vă facă, nu cum s-a făcut care asta așa, tot de-a plecat. De asta o să am stabilit să facem da. Vizita de consiliu. Eu cuvânt, deci noi decidem. Haideți să votăm, haideți să votăm. Supun la vot proiectul hotărâre cu privire la aprobarea 35.000 de lei. Inițiativa cine a făcut-o, domnul primar? Dar vreau să s-a discutat în primărie. Am fost la cererea. La cererea. O discuție pe cot, înseamnă că s-a discutat în primărie, înseamnă că dacă inițiază de domnul primar, de primul consiliu. Cine este pentru să ridice mâna? Vă rog să... Două persoane, patru, mai e cineva acolo? Atât. Cine e contra? Zai să scriem cine sunt contra acolo. Păi zic cine e pentru și ceilalți sunt contra. Da, sigur. Eu aș dori să fie foarte fani și cor și cor și la copii ăștia. Deci am zis dar de ce nu-mi face solicitare, domnule? Întreb și eu. Pentru că m-am apărat, eu acum am primit documentația. Ce nu-mi face solicitare? Asta a fost ce? Cine s-o foaie? Nu,
Și domnul n-a cerut, dar eu îi dau. Deci pentru a fost Ionel Francis Neniu, e cineva care se abține? Abține. Stați un pic. O să luăm și abține. Plondoiu? Plondoiu? Ungureanu? Da. Abține și tu, Boacră. Gabor Marius, împotrivă. Și eu mate. Petrișor, Petrișor. Da, Bacar. Corpoman și cu Vânturi. Nu, nu, eu sunt abțin. Mai n-ai nimic. Lasă, acum fi împotrivă. Tot acolo. Uf. E bine, dar mai este și cum a gătit asta, nu? Nu, nu, bugetul. Haideți să discutăm și ceva, dar la două care punctul 13. Dar de fradul un pic la aer. Vini cineva? Cum am zis, cum am dat puțin aer? Nu sunt la mai. Numirea punctul 13. Numirea reprezentantului legal al comunului Tuz în cadrul proiectului modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Tuz de Țubată. Deci să facem o asemenea. Asta nu le avem. Dar nu avem. Dar nu avem. Sunteți de acord ca domnul primar Bodea să facă parte din noi? Dar nu avem. Dar nu Haideți să ne parcurgem și după aia revenim la alea două care ne-am sărit. Ăsta care n-a avut avis și a făcut strântul de fără. Și mai e cu rectificarea de buget în care trebuia introdusă și finanțarea sau nefinanțarea. Nu ai cum să fie. Dar nu e rău. Nu ai cum să fie. Nu ai cum să fie. Raportul 5 ce scrie? Completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare. Proiect de hotărâre nu mai când zice completarea. Aici o să rugăm pe doamna juristă să ne prezinte care sunt elementele noi care modifică statutul vechi. Statutul vechi este aprobat în legislatura trecută. Haideți, vă rog, să fiți atenți ce ne spune doamna Larisa Lepus. Păi vă citesc cumva așa pe scurt din expunere, că asociația a avut ca scop înființarea, organizarea, reglementarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza celor 60 sau câte sunt unități administrative teritoriale membre. Și că prin adresa asociației, care am primit-o ieri, se solicită efectuarea unor modificări a statutului acestuia, care se conducă la corelarea statutului cu prevederile legale în vigoare. Și actele constitutive au fost întocmite în conformitate cu prevederile
unei hotărâri de guvern. Acest act normativ a fost modificat prin hotărârea guvernului 742 pe 2014 și ca urmare a modificărilor acestui act normativ s-a impus și modificarea prevederilor statutului pe scurt. Trebuie să aibă asociația, trebuie să aibă un statut, el a fost modificat. Acum urmează altele legate, patru hotărâri sunt legate de treaba asta. Dar le-am discutat separat. Asta e proiectul de hotărâre. Da, proiect de hotărâre. Are în raportul are tot ce trebuie. Are tot ce trebuie, numai că a venit mai târziu. Și eu, ca să nu mai facem o ședință extraordinară, are raport, are expunere, proiect și raportul comisiei. Îndeplinești condiții legale pentru a fi supus la vot. Da. Da. Avizul semnat de 4. Supun la vot modificarea asta. Da. Tot legat de aceeași problemă, pentru că s-au întors celulele. Dar câte sunt? Patru sunt. A, câte proiecte? Domnul Apostu se abține. Abținere, că el nu da semnal nici atât. Numai 4. 13 pentru. De ce? Nu știu, spune ea. De nu, nu. Pentru că nu i s-au adus în acest material, de asta. Da, da, corect. Dar dacă sunt, e bine. Păi am dat alegeri să nu mai facem ședințe extraordinare. Și nu are niciun rost. Ce dacă dăm material, de ce credeți că facem? Dacă le studiem, domnule, de asta dăm material. Dar studiați, să discuți în comisii. Dar nu mai ținem pe loc căruța. Nu știu. Dar fiți în problema facem un proiect de hotărâre în care spunem ce nu se dă până la timp, nu există lege. Că nu cădăm în legea și votăm cadrul să ce. Am întrebat de ce domnul Osoros zice că numai la mișto vorbim. Nu e adevărat, nu la mișto. Dar nu se mai face cum se făcea înainte. Dar așa și nu-i la depozitul ăsta, ei au intrat într-un impas. Haideți să vă spun, cu depozitarea cu noi. S-au împrunt celul la 1. Nu-i treaba noastră, domnule președinte, că au dat de impas. Nu-i treaba noastră. Nu, ba, e treaba noastră, pentru că noi avem, ne-am asumat niște obligații când am intrat în ATIS. Au și genere. La fetul care l-a dat, domnule, când mă-ți decunde. Răspunsul se primește 30 de zile. Când am intrat în ATIS. Tot asta și de la curul și tot. Nu le zic, ce domnule, cum nu mai ne duce, că e... Nu, eu nu-ți stau, nu le-ai la lui cum nu mai, nu le-ai nu-ți așa un șor. Da, da, și cu ei. Deci, discutăm acum să faci un alt proiect de hotărâre, s-a făcut gestionarea activității de administrare celulei 2. Deci, schimbă procedura, celula 2 se în cadrul unui alt proiect pe care nu l-am aprobat, deci sistem integrat de management al deșeurilor în Bacău, de jumătate l-am făcut, acum jumătatea era trebuie să vă găsă schimbă, să mută de la o celulă alta și aici sunt alte vorbi din alte discuții, alte... Da, asta nu uită, că l-am făcut, s-a prezentat domnul de la Răspință. Iar și eu am spus de asta, să mergem cu același tarif și ești așa o răspundă asta, la celul la 1 și unul la 2. Da, asta. O să vină și tarif. Da, aici nu scrie de tarif. Aici scrie sistemul de gestionare. Și am mutat. Hai că nu face. Gestiunea activității de administrare celule 2. Avem. Deci până la urmă s-a trecut primul, al doilea cu modalitatea de gestionare. Aveți supuneți la vot, domnul Ionel, supuneți la vot. Păi da. Păi da. Punctul 15. Se supun la vot. Modalitatea de administrare celulei 2. Activitatea de administrare a celulei 2. Deci prima dată statutul, acum administrarea celulei 2. Supun la vot. Cine e pentru? Haideți, vă rog, să fiți atenți și votați. Haideți, domnule, să trecem. Care este pentru? Haideți să votăm. Împotrivă, mă abțin în post. Și eu mă abțin.
Ce mai ce? Eu mă abțin de puține că știu că a fost în partid la Jucu și celor noștri lor, de așa mi-aduc eu aminte documentarea. Nu știu dacă ne-a plăcut. Nu a fost în șapte asta. N-a fost în șapte asta. N-a fost în șapte asta. Dar tariful n-a ajuns la tariful. Nu, dar nu e de aia. Ne mai de fapt sunt și o sfat de lui. Ce l-au văzut? Ce l-au văzut? Problema nu e clarificată nici la UNESCO, nu e clarificată ei, după aia. Și UNESCO nu e dacă ei chestia asta. Păi nu, deocamdată nu s-a făcut licitație, pentru că acum aprobăm caietul de saci, punctul următor, este caietul de saci. Caietul de saci pentru administrarea celulei 2. Patronii lui Romples, știți că sunt arestați? Da. Acum, dacă nu participă la citație, pe noi nu ne curte, vor veni ei ne spun. Păi discuții în legătură cu asta, n-avem materiale și așa. Acum nu le-a dat la vădie. Le-a dat în asta, dar... Caietul de sarci pentru activitatea de administrare în celor legi. S-a citit caietul de sarci? Când s-a citit în capul ăla. Băi, am dat, dar o urmă asta la... Haideți să-l pune la mână. Citim prin tine. La fel, parcă. Uitați că e să-l citim, vedeți? Păi știu, care? Păi orice care e să-l citim. Și trebuie de jos. Citim prin tine. Ce-am văzut de la tău, președinte? Dar n-am citit. Uneori, n-am nici oameni citit. Dar ia ce fac. Haideți să-l pun la mână. Tot poate, tot poate. La fel, patru. Abține și 10 pentru. Deci am dat și caietul de sarci. Că se limite la parte. Dar și caietul de sarci. E doar un aviz de la exact. O mare, dar nu mă unge. Când să citești? Numai la punctul... La material. Se iară la mine. Nu, nu mă unge. La punctul 16, două vite sunt, dar sunt amândouă. Sunt amândouă și au luat în urmă. Pe aici. Păi ați zis că aveți un lucru și de document. Punctul 17 și după aia revenim la punctul 3 și 4. M-a trecut de un nou sănătos. Ei, acum ai, cu tariful. Tariful pentru depozitarea la celula 2. Domnul președinte, tariful s-a luat, asta îmi interesează. Dacă e același tarif, poate e bine. Nu știu dacă e același tarif. Tariful pe persoană și ce este în comună sau unde se colectează deșeurile, ăsta care votăm acum e o componentă a lui. Și depozitarea... Dar vezi ce s-a umblat? Da, nu s-a umblat și umblat, nu s-a aruncit cu bolovanul și nu știu. Păi dacă nu știu. Dacă i-a umblat și noi nu știm. Dacă a umblat și nu știm. După aceea o să arunci totul ai tuzul cu noi. O să arunci totul ai tuzul cu culo. E nici ce am văzut cu treaba asta. Nu s-a aruncit. Nu s-a aruncit. Nu s-a aruncit. Nu s-a aruncit. Tariful pentru activitatea de eliminare depozitarea deșeurilor la celulare. Dar la sfârșit acolo câteva, câte pitoare. Supun la vot. Tarif. Haideți să fim serioși să votăm. Citiți material, ce să mai fac? Eu n-am ce să fac. După ce votăm, citiți material, după ce votăm. Dar n-ați primit de el. Dar n-ați primit de el. Dar n-ați primit de el. Nici pentru ultimul proiect. Pentru tariful nu. Modificarea statului adic. Supuneți cum tariful, domnule. Haideți, supune la vot. Dacă s-a modificat, atunci votăm. Deci haideți să fim aceeași să nu ține căruța acolo, pentru ăsta... Dar ridicați mâna care sunteți
Această situație se datorează faptului că nu s-a desfășurat calendarul. Da, domnul Apostol, nu vreau să vă... Vă zic că i-am primit ieri, da? Corect! Nu întrebăm și nu știm, pe ce avem termen 30 de zile, răspundem conform legii legale. Să vedeți și ei minte, să vă arătă. Aici în mapă, domnule. O fi în mapă, dă o dracu, dă-i în mapă. Omul nu vede mapă, mă întreabă, băi, boacă. Spune-ți mama dracului, cum ai pot atu cu ochii închici tariful ăla? Spune-mi mă să după din ochii mari, măi, tuturul și-a măi tus. Dacă vrem pe imaginație, trebuie să ne alineăm. Da, să ne gustăm asta. Nu punem probleme. Devenim niște nevere. Să continuăm cu opțiunea de vot. A fost pentru 3, împotrivă. Continuați, domnule. 3 voturi pentru, împotrivă cine? Asta calificăm, domnule, nu le luăm așa de astea. Hai să zic calificăm. Știți, doamna, la misări mai mari s-a modificat tariful ăsta sau nu? Am zis că deocamdată nu știm dacă influențează prețul. E vorba de tariful de depozitare pentru perioada aceea temporară până se atribuie licitatorul. E normal că influențează și prețul tariful, domnule, dacă e mai mare. Influențează și prețul. E normal să fie. Dar material. Deci ce-i patru secții? Da, și restul împotrivă, că altfel n-are cum. Cine este împotriva să zicem rândul? Păi, care sunt? În afară de cei patru și cei trei care sunt șapte, trebuie să fie șapte împotriva. Patru împotriva și restul? Cateți-vă! Oricum, bunoanii totuși pe oitus, nu faceți probleme, domnul Franciu. Dacă treceți pe acolo, mă avem de sprini cu bunoanii de grață. Și domnule să se bunoanii într-o eu nu văd normal nici să-i mirosul și undeva nu se vigoare din centrale curate, foarte mare probleme. Și bem persecutor. Asta e normal să-i mirosului vigoarele care le aruncă pe valul totului și pe regalul din caldul. Și deci punctul... Da, dar scrie aici, dar ce trebuie? Mai facem o sentență extraordinară ca să vă rog. 18, punctul 18, după aia revenim la alea două. Modificarea statutului ADIP. Aceleași argumente ar fi și la modificarea ADIP, sau modifica legislația ca și la ADIP. Ceea ce ați votat practic anterior, sunt un... ADIP și ADIP, ADIP e ala. Dar la tarif nu am stocat. Trecem la punctul... Revenim la punctul... Revenim la punctul 5 din ordinea de zi. Haideți, vă rog să fiți atenți că vreau să încheiem. Revenim la punctul 5 din ordinea de zi. Între timp s-a făcut avizul de la Comisia de Agricultură pentru scoaterea la licitație a cantității 378 de cum a semnat cu picior volum brut, de împășurea comunului de tot. N-a mai fost, domnule. Aia a fost la Poiana Sărată. Altă discuție și asta este o partidă din pășură. Și până noi să mai merge la Vale, până Vale, domnul președinte, spuios. Să ajunge la Văgărești cumva? Chiar nu. Nu, domnule, asta este marcat undeva la Văgărești. Vă întreb, marcarea asta, să ajungem până la Văgărești?
Nu are nicio legătură. Una a fost exploatată, a doua a fost scoasă la citație înapoi la Senat, de la Haloș până la capul județului și asta este tot altă discuție. Domnul Mureanu, haideți să vă spun care e problema. Pădurea comunală, doamna Constantin acolo Deci pădure comunală este, am fost cu domnul din comisie, respectiv domnul inginer Nelu, care este instituțional, fost pădurar și brigadier ce a fost domnul, și toată comisia ne-am deplasat acolo. Este limită, domnule. O să fie limită. Pe partea stângă, încoace, nici măsa nu e spatat aproape nimic din comună, fiind pădurea comunală. Dacă nu știți, vă spun eu. Deci ne-am oprit acolo, am fost cu toții, cu mașina tornatorului, am văzut și am propus așa. Deci toții să se marcați acolo, să se dea către populația din noi toți. Și să înființăm cu propunerea, cu înființarea unui depozit, unde dea unii, ca să aibă tot omul acolo și săracul și bogatul să poată să ia un depozit de lemn. Nu tragem până în rampă, cum a spus cineva, la tornator și să ducă omul în rampă, nu știu unde, mama dracului, să-și aducă lemnul acolo. Că acolo tot căruțașul și tot ala cu mașinii să duce și la duce și în loc de 990 de lei, îmi dă cu 140 sau 150 mai încolo. Deci noi asta am venit cu propunerea asta și am spus. Deci toată comisia de care ne-am deplasat la sfârșit. Deci, marcarea, mai sunt arbori care se pot... Cine a marcat? Cine e acolo, în domnul Negoiță. Deci, domnul Negoiță a marcat. A stabilit exact... Exact. Noi am fost în teren și chiar Două polițiști avem pe teritoriu. N-are zis că se controleze. Nu noi suntem cei care să-i controlăm pe corupțari de unde vin cu lemne. Are cine sunt organe abilitate pentru așa ceva. Deci, supune la vot, dacă sunteți de acord cu scoaterea citația care este 378. Am și eu două propunere, dar să putem să zidem la firma care... Firma care... Eu vreau să propun la ce a spus domnul Boagă, dacă tot se vine către populație, să fie un număr limită de lemn care se dă către un 10.000 de lemn. Absolut, fără nicio problemă. Către o persoană fizică. Nu, ținem cont, să ținem cont. Cei care au centrale este până la 15.000 de lemn. Vine omul să plătește la caseria primăriei, să duci uite anchitanța, îmi dai la metri sterzi de lemne. Sau ce-a luat el. Pica pastipul ăla a trecut milonescu, nu mai vine a două oară. Nu mai era 15.000 de lei. La piață. Dacă plecăm de la prețul de licitație, până la prețul de vânzare, vom vină și ce care aduce de un depozit. Care să ducea, să facă un așa fel încât să ne încadrăm într-un preț frumos. Mai e mic pentru Larisa, propunerea e cu altă urmă, lemnul să se vândă doar să le vândă. Dar așa vorbim
vorbim despre aspectul ăsta. Asta da. Propune ca această cantitate de masă minimală să scoate la vânzare prin șase publică cu țigare. Pentru că legea 215 spune că bunurile aparțin domeniului privat, cum este masa lemnoasă, pot fi vândute, concesionate sau închiriate. În cazul ăsta pot fi vândute. Cum pot fi vândute? Prin licitații. Nu vorbim de atribuirea acestei cantități către populație. Asta nu ați înțeles. Se duce la agent economic, la operator, să știți. Sigur. Nu pot să impun nici viață. Prețul să venim în sprijinul ce se cheamă. Dacă se poate, da, dar dacă nu pot să luăm noi o hotărâre, ai explicat să spunem. Ce se ia hotărâre? Supuneți la vot că această cantitate de masă să fie scoată la licitație. Asta face. Până acolo. Cine este pe? Cine e pe? Dacă nu vreți să scoate. 2, 3, 4, 5. Nu, dacă nu vrei să o scoate la licitație, rămâne așa. Rămâne acolo. 5. Rămâne acolo pentru data viitoare. Și ce faceți cu această... Se mai îngroașă. Așteptări să vedem de unde scoate. Mai trebuie să facă un depozit. Comisia de amicii. Cine s-a angajat să vrea să facă un depozit? Cine s-a angajat să vrea să facă un depozit? Să nu se vede, acum a chemat la ecul așa. Păi nu vede de față. Masa de noastră nu este limitată, este puțină, nu este bună. Da, am lăsat problema bugetului. Deci noi rămânem până de spate. Hai că la până de spate. Depozitul este un pic mai departe. Să facem exploatare. Domnul președinte, sunt doi care stau unul pe stadion și unul pe... Are atestat. Are atestat. Și trebuie atestat să gestioneze lemnul. Nu știți că nu se vede condițiile. Dacă nu punem unul de ăla care să gestioneze și... Și în piața aia care a rămas dizbeli. Pe cuvântul meu, dacă nu vorbești ca pe timpul lui... E, vorbesc. Dumneavoastră vorbiți cu din multe ori așa... Nu vreți să faci nu vreți să faci nimic pentru populația asta. Aia e problema. Nu ce se face în afară? Deci să-i dați vreme pentru încălzire, cum vreți să dați la... Dar trebuie să facem în limita legii. În limita legii, dar cum e vremea... Primăria Cașin. Cu ce este mai diferită față de primăria Oitus? Așa. În fiecare an ei dau către populație 5 metri cubi.
contracost de lemn cu depozit. Da? De ce ei poate să dea și noi ca și comuna nu poate să dea? Faptul că altcineva face așa nu înseamnă că ea fac corect. Da, pentru că așa să fie singur de cei de la Iacob Dănești, dă numere de comună. Să nu devim acum de la asta. Poate găsi, se poate găsi. Vă rog frumos, ultimul punct este cu modificarea bugetului. Modificarea bugetului, rectificarea bugetului pe anul 2016 se referă la introducerea unor sume pentru modificarea cadastrului. La asta se referă. Da? Cadastrului. Se poate fi bani și pentru la amenajamentul pastoral? Păi eu acum nu mai am un proiect de hotărâre deci pentru ăla. Pentru cadastrarea... Pentru cadastrarea... Dar acum să vină social unde 50 de persoane.
apropo de ce se face pe Podosrac. Cum ați spus? Acolo și până la social, domnule, dacă se fac dragoane, eu așa la social cu bolovan și pe aia să lucreze, domnule, se până la muncă. Sunt cei care trebuie să facă omului pentru amnez. De ce nu-i folosiți? E cineva acolo și aia cu lopețele, nu a făcut nimic în acel moment ales. Eu am luat și pe aia. Nu, nu, dar așa e. Dar nu, dar așa e. Dar nu, dar așa e. Dar nu, dar așa e. Domnilor, domnul primar și altă vicine este din rândul nostru. Da. Din unde? Domnul primar este ales nu de către noi, de către toată lumea din comun. Domnul primar ia act din procesul verbal de acolo și trece la executare. Ăsta e rolul lui domnul primar. Citiți legea 215, legea 315. Mapa care este și poate să facă. Dumnezeu este executiv, nu este legislativ. Legislativul suntem noi, ăștia de aici. Să sfârșit. Iar dacă nu ați primit nici până acum legile astea, îmi pare rău. Eu am din anterior, de când am mandatele anterioare. Primiți acolo și legea de organizare și funcționare a Consiliului Local. Să știți că domnul Cintrecu și obligația are în fiecare consilier. Nu să vorbească din auzit, din de la din urmă. Și am primit să vorbim și domnule, că președinte, consilierii să fie pe zonă. Nu mai am o treabă tu la zonă. Să ne ajutăm să fie care zonă. Prietenul, când se debatează în teren, să fie însoțit cineva de la primărie. Pentru că multe persoane din comuna Voituz sunt recalcitranți. Am fost eu drumul acolo. Să apucă să vă înjură, să vă întoarcă de apoi. Omul nu mai capă, ce mai facă la reala, că din 10 trebuie să se găsească la un 5 contra. Iar dacă este reprezentat din la primărie... O greșeală mare care s-a spus, s-a ajuns cu acolo la mani. S-a ajuns la mani. Poliția locală, domnul Ușură. Nu știu cine, trebuie să fie ceva. Ori domnul viceprimar, ori cineva trebuie să fie să însoțească și aceste persoane care sunt contra, chiar ajuns până la amendă. Poliția locală, ei trebuie să... Dar nu există. A ajuns autocredul la mani. Iar și-a fost un om care să știe să cunoască zona. Ce-a făcut omul? A decopertat, s-a făcut de să scaldă porcii, mi-a trezut noaptea acolo. Mai luat, nu trebuia asta, că o să mă rog de rost. Trebuia pentru ei bolovani, o alat și jos, și după aia. Iar, trimis-o de la ajuns fără niciun fel de... Avem un invitat, dacă... Da, da, sigur. Mai ceva de votat, nu pot să mă rog. În primul rând, bună ziua, domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră și a domnului consilier, nu știu dacă știți, referitor la drumul care avem noi probleme de ani de zile. Ni s-a emis un act de aici, din primărie, în 2003, cu suprafața terenului. Și am vorbit și cu o televiziune. Deci dacă, e ultima încercare la dumneavoastră. Deci dacă vreți să... A fost comisie la fața locului. A fost comisie care a văzut domnii ăștia, cam ce dezastru fac ulița aia acolo, au făcut casa în drum. N-au aprobare pentru poarte. Nimeni nu vrea să ridice un deget acolo. Pentru ce, domnul președinte? Pentru că e Stivăr cu Costel Cășuneanu sau nepotul lui? Dar cum se numește domnul? Sticlarul Gheorghe. Ăsta e, și noi avem actenizi de la primărie în 2003, cu suprafața terenului. Odată ne găsești cu 0,09 hectare. Ne-am dus acum, am făcut cadastru. Ne-a motivat că atunci se mătura cu compasul, acum se măsoară, mă rog, în fine, ne-a găsit cu suprafața asta. Eu nu știu, aveți o documentație, ceva, precum primăria își permite să-și facă de terenul meu să facă drum. Eu zic, după părerea mea, că să există o hotărâre din Consiliu. Nu unii trezit că poate mâine poi mă trezesc cu proprietatea mea că este a primării. Să poate așa ceva? Spune-și ce facem, că e ultima încercare la dumneavoastră. Mă duc în justiții, vin cu televiziunea sau se poate rezolva pe cale amiabilă. Pentru că domnul Ghineț, el știe foarte bine ce a făcut. Hârtia este semnată de domnul Osoroș, este semnată de domnul Ghineț și cine a trebuit pe hârtia care este semnată? Domnul Dohotaru, care a fost și la fața locului cu comisia atunci. Cum poate să scadă? Odată e 0,90, odată ne găsești acum cu 800 de metri pătrați. Vine, registrează în primăvară, acum registrează cadastru aici, acum ne trezi cu 750 metri. Deci, la deschid drumul respectiv, doamna mea a cumpărat prima parte a drumului, trăiește. Domnul care a vândut, trăiește. Nu vrea să ia contrarea nimeni în chestia asta. S-a spus că în 76 a trecut în varta. Dar pe ce a trebuit când a trecut în varta drumul respectiv? A trebuit cineva? Ne-a zbubit pe noi, dar drumul este lăsat de terenul. Fără hotărâri din Consiliu, chiar să treci drumul așa din capul nostru, cum facem aici? Nu? Deci a fost lăsat din terenul noastră. Există și vă mai spun acum o chestie cu bugetul primăriei. Nu vă mirați că nu sunt bani la buget, pentru că tâlharul ăsta are din plată la primărie aici 17 milioane numai pentru amenzi. De ce nu se li să plătească amenzile astea?
De ce? Da. Nu vă plângeți că nu sunt bani la Consiliu. Nu, nu e bani în bugetul primării din cauza că nu se vrea să fie bani. Așa, 17 milioane ne-am luat și ne trimiteți notificare pentru 2 milioane. Da, cum a fost și cazul meu acum 2 ani când eram în șomaj și aveam un ban acasă. E posibil așa ceva? M-ați găsit cumva vreodată rău plat de caiți în afară de acum 2 ani, dar mi-a trimis notificare. Și un golan este un DVD-ul de ăsta care are 17 milioane, nu-i trimiteți notificare. Pentru ce? Și vine și ne amenință că are și mă amenință că vezi, Doamne, el nu-i pământul meu. Adică, nu se poate chestia asta. Suntem 3 familii acolo, suntem 3 familii acolo. Deci avem dovadă. Trăiește și omul care a vândut prima parte, a lăsat 3 metri. 3 metri de drum, trăiește omul, avem hârtii semnată de el, putem să-l aducem mai aici, că trebuie transportat omul. Trăiește persoana care a luat porțiunea de drum. Avem noi de la bunici drumul care i-a lăsat de la noi ca să poată să treacă ea pe al treilea teren acolo. O să poate face nimic, domnule. Nu se poate face nimic. Nu, dar cele trei proprietăți trebuie să aibă care de acces, care nu poate fi cumpărată de nimeni, domnule. Păi da, da, dar noi nu... Păi da, și uitați. Trebuie să-ți ia măsuri, nu se poate. Păi tocmai, și uitați, el a făcut acum a doua poartă. Prin proprietatea noastră, cu ieșit, prin proprietatea noastră. Iar sora lui, sora lui face acum poartă, tot prin proprietatea noastră, pe a treia poartă. Ce cum e posibil așa ceva, domnule? Nu are autorizație. I-a dat autorizație, este dat autorizație. Aici nu prevede nimic. Uitați fața, domnule, verificați și fața. Să vedeți. Am fost la Bacău pentru hărțile astea toate și pentru prândul nostru. Care ne spune că e ulicea lui Michea. N-a fost niciodată lui Michea acolo. A fost care venea prin pământul lui tata, doar lui Michea. Uitați hărțile aici, am plătit bani. Am scos hărți. Și cadastru, uitați, cadastru care se numește cadastru de cadastrare. Eu zic după părerea mea, mă duc cu prostie, să facem ceva tot posibil, să o rezolvăm pe camera de abilă. Că dacă nu ajungem în listată, dar să știți că vă despăgubiri, vă voi ceri mari despăgubiri. Hai, stai, mă. Trebuie făcut cu tot ce am auzit eu aici. Domnul președinte, și încă o chestie. Să zicem că s-a întâmplat așa, că n-a fost măsurat corect cu compasul, nu știu ce. Eu știu că metru tot metru a rămas. Problema este că următor, noi și la primărie, să vineți și concepția, mi spune două domnul așa, căci că noi trebuia să ne interesăm că s-a modificat acolo. Păi cum doresc, de unde să știu eu că s-a modificat, s-a trecut de mult? Eu de unde să știu, spune și dumneavoastră, de unde să știu chestia asta? Doi la mână. De ce nu a trimis o notificare de aici din primărie să spun, domnule, uitați, s-a trecut drumul în administrația la primărie, și nu veți mai plăti 0,09 hectare, veți plăti nu știu cât. De ce, domnul președinte? E o greșeală. Dar greșeala, să știți că este foarte mare. Deci, pune pe hârtie toate astea. Și de voi plătați dispozitia. Absolut. Absolut. Toată documentația o am pregătită, v-am spus. Sunt pregătit să îi dau un listat, că a văzut un listat. Nu este atât. Nu, dar că a venit fratele acum primul. Nu. De acolo. Altfel și judecătorul cere un punct de vedere al primăriei. Adică te ține pe loc, nu bagă procesul până nu vede punctul de vedere. Dacă ai punctul de vedere dinainte, poți să dai. Primăria bate scrisorii, face o anchetă și se mită un răspuns. Și încă o chestie foarte gravă. De ce am spus să nu acuzi? Nu ai punctul de vedere. Este o chestie foarte gravă. Deci nu mă stic. Mi l-a luat abuziv. Și este drum care este închis și trecut pe hartă. Și mi l-a arăt dacă vreți. Cine drum care este închis și este chemat. Nu faceți treburi de așa. Cine
Eu vă dau asta. Nu, dar nu, 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 dar ăia de acolo au deschis de la cumva. Ia să folosim de partea. Și ne prevăzăm. Și